Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos și atât de relevant pentru noi și în ziua de astăzi. Cuvântul Domnului spune în felul următor: ne-am întors și am plecat în pustiu, pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul. Și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis: va ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miază noapte. Dă următoarea poruncă poporului: acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine. Să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine, n-ai dus lipsă de nimic. Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat și de Ețion Geber. Apoi ne-am întors și am apucat spre pustiul Moabului. Amin. Iubiți frați și surori, iată-ne și în seara aceasta, înaintea acestui cuvânt atât de frumos și atât de bogat. Un cuvânt care ne vorbește nouă astăzi și un cuvânt care de fapt este o continuare în călătoria noastră prin cartea Deuteronom. Am văzut că și cartea Deuteronom este o carte deosebit de folositoare pentru noi, nu doar pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a vorbit din Vechiul Testament sau atunci când a parafrazat sau a spus câteva quotations, a folosit în multe instanțe Vechiul Testament, inclusiv când a răspuns diavolului, când a fost ispitit de diavol în pustiu, în the wilderness, a răspuns din cartea Deuteronom, nu doar pentru motivul acesta, și pentru motivul că cartea Deuteronom este de fapt o predică, este ultima predică a lui Moise, o predică care a avut menirea, ca restul Scripturii, ca să aducă poporul Israel și să ne aducă pe noi în anul 2014, să fim pregătiți de a intra și pentru a intra în țara făgăduită. Pentru ei a fost Canaanul pământesc și pentru noi este Canaanul ceresc, orașul acela sfânt dorit de noi de fiecare, noul Ierusalim. Atunci când ne uităm în cartea Deuteronom, am observat că în primele versete din capitolul 1, Dumnezeu este acel care este caracterizat de la bun început ca un Dumnezeu care, deși are mai multe atribuțiuni, vedem trei atribuțiuni extraordinar de importante și de clare. Aceste atribuțiuni se văd și în versetele acestea care s-au citit și, de fapt, în întreaga Biblie. Și țineți minte aceste trei atribuțiuni, nu? Dumnezeu este un Dumnezeu care întotdeauna este de partea noastră. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! Apoi am văzut că Dumnezeu este un Dumnezeu care pedepsește păcatul, un Dumnezeu sfânt, care nu lasă pe cel rău nepedepsit, pedepsește păcatul. Dar am văzut în al treilea rând că Dumnezeu este Dumnezeu care dă încă o șansă.
În seara aceasta vom vedea cum se cristalizează aceste trei elemente, aceste trei atribuțiuni a lui Dumnezeu. Data trecută, când am meditat la acest pasaj, în lecția de partea 1, am văzut că acest pasaj se întâmplă și este rostit de Moise ca o recapitulare selectivă a istoriei poporului Israel după ce le vorbește despre seriozitatea de a nu avea o pocăință parțială. Marea pacoste în Israel și marea pacoste în Biserica Domnului Iisus Hristos astăzi este pocăința aceea numită parțială, care de fapt este o pocăință fraudulentă. Și am văzut că această pocăință se arată prin felul următor, căci întotdeauna va minimaliza păcatul comis, se va înșela după aceea crezând că face voia Domnului, se încrede doar în putere omenească, în putere personală, nu se bizuie pe Dumnezeu. Am văzut că întotdeauna pocăința fraudulentă parțială duce la faliment și apoi am văzut că această pocăință fraudulentă parțială se poate trata. Există un tratament pentru pocăința parțială, există un medicament și medicamentul nu este altul decât pocăința sfântă. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, credeți Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 1, începe să ne arate și descrie și ne vorbește despre cum arată acest drum al pocăinței sau acest drum al recuperării. Putem observa în viața noastră elementele recuperării atunci când încercăm să recuperăm, să ne revenim de la o boală sau de la o criză în viață. Dar mai ales cred că fiecare din noi putem observa aceste elemente care vor fi aici exprimate și explicate în lumina cuvântului lui Dumnezeu prin ajutorul Duhului Sfânt, căci mulți din noi am experimentat aceste faze ale recuperării. Prima fază am văzut în lecția 1 dată trecută, căci drumul pocăinței a recuperării se caracterizează și este un drum numit drumul reorientării, în care mintea noastră este reprogramată. Am gândit într-o oarecare formă, într-un fel specific greșit, păcătos. Și de aceea am greșit, de aceea am falimentat, de aceea am, în vorba românului, de aceea am dat-o în bară. Și după ce am dat-o în bară, după ce ne-am trezit plin de sânge, în criză, în durere, am avut un timp de gândire, de reorientare. Poporul Israel a avut acest timp și acest timp se află în capitolul 2, versetul 1 și arată în felul următor. Ne-am întors și am plecat în pustiu, pe drumul care duce la Marea Roșie. Deci înapoi, regression. Am rămas repetenți. Înseamnă că trebuie să repetăm clasa aceea. În drumul spre Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul și am ocolit multă vreme muntele Seir. Am ocolit multă vreme acest munte numit al Seirului. Și am văzut că acolo poporul Israel a putut să își aducă aminte de păcatele săvârșite, de seriozitatea păcatului. Și la momentul potrivit ne-am uitat în Numeri, capitolul 1, și am văzut câte înmormântări erau aproape în fiecare zi. În medie, 41,33, dacă nu greșesc, de înmormântări pe zi. La fiecare înmormântare o slujbă, la fiecare slujbă un mesaj, o regândire, în fiecare familie, nu doar în Iuda erau înmormântări, ci în fiecare seminție erau înmormântări, pentru că acești oameni de război care am numărat data trecută au fost din toate semințiile și ca atare fiecare a avut ocazia să vadă în casa lui, în familia lui, căci ceva a fost baiul. Generația de copii care au crescut în pustiu n-au știut despre robia egipteană,
dar au avut ocazia să vadă din istorisirea părinților ce s-a întâmplat și de ce mor oamenii care păreau atât de timpurie moartea lor. Am văzut că aceasta adeseori este forma repetată în viața noastră. Dumnezeu ne îngăduie, nu că toate necazurile și toate crizele sunt datorită păcatului din viața noastră, dar, iubiților, atunci când încep și eu să ocolesc muntele Seir, atunci când și eu sunt oprit în calea mea, atunci când orică sunt zac pe pat, orică mă doare ceva, primul meu gând înaintea Domnului este: Doamne, ce încerci să-mi spui? Când mă prinde poliția pe șosea, știți care mi este primul gând? De ce m-a prins poliția? Nu. Doamne, ce am făcut? Eu am vorbit pe telefon. Da, legea spune, n-ai voie să vorbești pe telefon. Când ieși în mașina, m-a prins. Doamne, oare mai este altceva care vrei să-mi vorbești acolo? Și încercăm cât de cât în viața noastră să ne pocăim. Dar capitolul 2, versetul 2 și 3, nu ne vorbește doar despre un drum al reorientării din punct de vedere omenesc. Pentru că tendința atunci când ne gândim la reorientare, la recalculare, la reabilitare, este ce facem noi. Și ne gândim că în momentul acela când, ajutat de Duhul lui Dumnezeu, în sfârșit ne trezim și vedem ceea ce am făcut, ne gândim că atunci ieșim din necaz, ieșim din impas. Și spun: Doamne, sunt mare și tare, m-am trezit, bravo. Merit acum mila și îndurarea ta. Iubiților, în Sfânta Carte nimica nu ar putea să fie mai departe de adevăr decât gândirea și sentimentul acesta. De aceea în seara aceasta, prin îndurarea lui Dumnezeu, orientându-ne la partea 2 al drumului de reorientare sau recuperare, am dorit ca să vedem nu doar drumul reorientării, ci drumul numit drumul Harului. Drumul pocăinței, drumul recuperării, nu este doar un drum al recalculării noastre, ci pentru toate zilele vieții noastre. Drumul reorientării, the road to recovery, is a road called a road of grace, un drum al Harului. Haideți să ne uităm în Sfânta Carte ca să ne putem convinge. Capitolul 2, versetul 2, nu spune: căci poporul Israel și-a venit în fire. Capitolul 2, versetul 2, versetul 3, versetul 4, nu va spune căci poporul Israel a ajuns la o stare impecabilă. Nu va spune și nu vom găsi nicăieri scris căci poporul Israel în sfârșit a ajuns la desăvârșire. Ci în Sfânta Carte găsim scris căci plata păcatului este moartea, nu recuperarea. Plata păcatului este moartea. Când Dumnezeu se uită la acest popor, putem observa că acest popor era vrednic de moarte. Observați la Numeri, capitolul 14, începând cu versetul 11. Și Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât ei. Vedeți, nu doar oamenii de război au meritat moartea în pustiu, căci tot poporul alături de căpetenile lor, în afară de doi, Iosua și Caleb,
au fost gata să-l ucidă și pe Iosua, și pe Caleb, și pe Moise, și pe liderii Domnului cu pietri. Pentru că s-au lăsat momiți și s-au lăsat convinși de cei care nu erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Atunci ne vom întreba, dar Doamne, după 41 de mormântări în fiecare zi, 40 de ani, nu s-a trezit acest popor? Nu a spus acest popor, ajunge Doamne, destul ne mistuiești, destul să plângem pentru păcatul nostru. Și Domnul a spus clar poporului, căci ca și ispășire în ghilimele, ispășire, pentru fiecare zi în care ați fost spioni, ați iscodit țara Canaan, tot atâția ani veți pribegi în pustie. Întrebarea este, și-a plătit păcatul 40 de ani? Did that do it? A fost suficient plimbarea 40 de ani în pustiu? A fost suficient remușcările care le-au avut ei acolo? Nici de cum. Decretul dat în capitolul 2, versetul 2, iubiților, este de altă natură. Este de altă natură. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când este un decret dat de Dumnezeu, ca și acesta în care spune Domnul mi-a zis, aceasta însemnează că nu omul a zis. Aceasta însemnează că nu omul este întru totul pregătit pentru ceea ce urmează. Nu omul merită ceea ce urmează. Ce mă șochează pe mine este, dacă deschideți împreună cu mine la Numeri, capitolul 21, în mijlocul înmormântărilor, împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi și a auzit că Israel vine pe drumul Astartim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis, dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire. Versetul 4. Au plecat la muntele Hor și pe drumul care ducea la Marea Roșie ca să ocolească din nou țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru că ne-a scos din Egipt ca să murim, pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustiu, căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. După aceasta și înainte de aceasta încă o mormântare. Și mereu repetă, greșeală, după greșeală, după greșeală. Parcă mă deranjează un pic. Noi ca și oameni, când ni se repetă greșeală, după greșeală și după greșeală, spunem oamenilor, auzi, stai acolo, lasă-mă în pace, că mi s-a săturat sufletul, mi s-a săturat inima. Și noi avem tendința să credem că atunci când chiar avem un resentiment, avem o regret, curg lacrime și trebuie să curgă, trebuie să ne aducem aminte de păcatele noastre. Dar, dragii mei, dacă faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Azi dimineața am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Voi, după ce ați făcut toate aceste lucruri, să vă socotiți ca niște robi nedrebnici. Când eram student la facultate, aici în Los Angeles, aveam un motto în cameră la mine și am dorit un titlu care încă nu l-am primit. Știți ce titlu am dorit? U.S. Unworthy Servant. R.N. Rob nedrepnic. A primit cineva de aici acest titlu încă? Sper că într-o bună zi Dumnezeu să mă încununeze cu acest titlu. Leonard, un rob nedrepnic. Iubiților, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu și drumul Harului?
ne spune că atunci când Dumnezeu rostește în dreptul nostru și în dreptul poporului Israel, când Dumnezeu mi-a zis și spune așa, Domnul mi-a zis, va ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă înspre miază noapte. It's time to move on. Este timpul în care Dumnezeu decretează. Este timpul în care Dumnezeu spune, acum va interveni ceva, pentru că voi, oameni ai mei, sunteți atât de imperfecți, sunteți atât de incapabili de a vă mântui singuri, sunteți atât de incapabili de o pocăință totală, cum o cere Dumnezeu, deși o cere și trebuie să o avem, este un Dumnezeu care spune, Leonard, deși te-ai zbătut și ai făcut și este atâta imperfecțiune în pocăința ta. Când m-am pocăit la 14 ani, iubiți frați și surori, n-a fost o pocăință cu o perfecțiune, dar a fost o inimă care a spus, Doamne, ai milă de mine! Doamne, cred, ajută necredinței mele. Doamne, vreau să mă pocăiesc și mă pocăiesc. Ajută imperfecțiunii pocăinței mele. Observați ce spune cuvântul Dumnezeu tot la Numeri, începând cu versetul 17 la 20. Moise face o intervenție pentru popor, ca poporul să nu primească plata păcatului. Și cuvântul Domnului spune, acum, Doamne, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis. Și ce spune despre Domnul? Cum este Dumnezeul nostru? Dacă puteți proiecta Numeri, capitolul 14, începând cu versetul 18. Domnul nostru și Dumnezeul nostru, Dumnezeul care ne conduce pe calea recuperării, este în felul următor și arată în felul următor. Domnul este, cum? Încet la mânie. Și mai cum? Și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Iartă dar fără de legea poporului acestuia după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Întoarceți împreună cu mine la Ioel, capitolul 2, versetul 17. Să cunoaștem cum arată Domnul și Dumnezeul nostru în Vechiul Testament. Și Ioel 2 cu 17 spune în felul următor, dacă îl puteți proiecta, preoții, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu dă de ocară moștenirea ta, nu face de batjocură popoarelor, pentru ce să zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Iubiților, există har în Vechiul Testament? Există un Dumnezeu în Vechiul Testament care dorește să-și apere numele Său? Există un Dumnezeu care, independent de Leonard Semenya, independent de Biserica Emanuel, independent de toți oamenii în lumea aceasta, merită slava, cinstea, gloria și onoarea? Există un Dumnezeu care din veșnicie în veșnicie este și va fi întotdeauna Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul că există! Iona a știut pe un astfel de Dumnezeu. De aceea întoarceți cu mine la Iona, capitolul 4, versetul 2, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu când încă eram în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să înlătur, fiind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău, de a face rău poporului. Mica 17:18.
Mica, capitolul 7, versetul 18. La fel, ne vorbește despre caracterul lui Dumnezeu când spune către care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va vei iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Un astfel de Dumnezeu este Dumnezeul cu care avem noi de a face. De aceea recuperarea, dacă dorim să avem un drum al recuperării în viața noastră, trebuie să recunoaștem că atunci când ne orientăm, atunci când ne gândim, atunci când ne vine mintea la locul nostru, nu este în primul rând acțiunea noastră, ci este harul lui Dumnezeu care intervine. Iubiților, uitați-vă împreună cu mine la încă câteva texte de probă sau de dovadă, căci aceste lucruri trebuie dovedit cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Osea, capitolul 11, versetul 8 și 9. Vă rog să-l proiectați. Osea 11, 8 și 9. După nerepetate rânduri, când poporul Domnului păcătuiește, when you just keep sinning, and it seems like you're not paying attention to God, păcătuim, ne mărturisim și Domnul ar avea toată dreptatea să ne lovească și să murim chiar acolo. Și vine o bună zi în care simțim din nou, soarele din nou răsoare peste noi, mergem cu mașina la lucru și nu ne omoară într-un accident. Avem condiții la inimă și iar rezistăm. Avem preinfarct și nu avem infarct pe deplin. Ni se dă încă o șansă și încă o șansă. De ce? Pentru că Dumnezeu și calitatea lui Dumnezeu este o calitate extraordinară. Mila și iertarea lui Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul meu și Dumnezeul Bibliei și Dumnezeul Bisericii Emanuel și Dumnezeul oricărui popor care se numește popor a Domnului este total diferit de orice altcineva. Dragii mei, de multe ori Dumnezeul acesta mă enervează. Pentru că am un sens fariseesc de dreptate. Și dumneavoastră aveți la fel. Doamne, dar cât îl rabți? Doamne, dar eu te-am slujit de tânăr, Doamne. Și când am călcat un pic pe bec, m-ai ars. Dar ei, Doamne, se îngrașă, le merge bine. Psalmistul, în Psalmul 73. Doamne, de unde-i dreptatea? Citim pilda cu oamenii care au venit la lucru. Și vai, nedreptă-i. Cum, Doamne, cu sudoarea feței de la tinerețe, am călătorit în dreapta și în stânga, am fost copilul tău, am luptat pentru tine, am făcut tot și tot și tot. Și vine ăsta la 80 de ani de zile, se pocăiește în ultimul moment și este mântuit și el ca și mine. Doamne, unde-i dreptatea? Îi spune Domnul, Leonard, drumul recuperării nu e un drum al dreptății. Că dacă ar fi un drum al dreptății, Leonard, ai fi fost șters de mult. Este un drum care nu-l înțelegi și nu-l pricepi pentru că nu ești Dumnezeu. Este un drum numit drumul Harului. Știți cum arată Harul în inima lui Dumnezeu? Știți cum clocotește în inima lui Dumnezeu dragostea pentru poporul lui? Știți ce înseamnă să fii un uns a Domnului? Știți ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu? Cine se atinge de noi, se atinge de lumina ochiului Domnului. Boy, that's a big deal! Să ai un astfel de Dumnezeu, să ai un astfel de șef, să ai un astfel de tată care nu se obosește iertând niciodată și asta nu ne încurajează la păcat. Apostolul Pavel spune, ce să facem dar să se mulțească? Harul? Why? Because you can be misunderstood. Când predic mesajul acesta, este atât de ușor de a fi înțeles greșit.
Înțelegerea nu este să păcătuim mereu, că Dumnezeu iubește să ierte și ca atare mie îmi place să păcătuiesc și lui Dumnezeu îi place să ierte și facem o echipă bună, nici de cum. Dumnezeu iartă și de aceea este de temut, de temut. Observați cum arată inima lui Dumnezeu vis-a-vis de păcătoși, de Efraim. Versetul 7 din Osea 11. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Nu vi se pare ciudat? Sunt chemați înapoi, dorm. Sunt chemați înapoi, te ignoră. Sunt chemați înapoi, visează alte gânduri. Și ce spune Domnul? O să-i prăpădesc? Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să fac ca Edemei? Cum să te fac ca Țebonului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Care Dumnezeu e acesta? Ăsta e Dumnezeul meu. Ăsta e Dumnezeul care îmi dă harul recuperării, care îmi dă harul reorientării, care atunci când începe un lăstar de pocăință să vină în mine, este acel care spune mucul care fumegă, nu-l stinge. De ce? Pentru că atunci când nu fumegă, atunci când este mort, atunci când nu este nimic acolo, atunci când este în pământ și nu arată nicio speranță și nicio nădejde, inima Domnului spune, se mișcă în mine tot lăuntrul meu, plin de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu înseamnă că îi place Domnului. Nu înseamnă că starea aceasta este plăcută înaintea Domnului. Nu a trimis șerpii veninos să-i muște pe poporul în Numeri, capitolul 21, dar totodată cu mușcarea este judecata păcatului, nu? Totodată cu mușcarea a dat încă o șansă pentru acest popor să se ridice. Care a fost șansă? Șarpele de aramă și o simplă privire. Pentru cei care au dorit, nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi nimici pe Efraim, ci căci eu sunt Dumnezeu și nu om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Now, this is Old Testament stuff. Isaia 53, versetul 6 spune, căci noi toți rătăceam ca niște oi. Nici unul din noi nu ne-a interesat despre Dumnezeu. Și Dumnezeu plin de milă și de îndurare, Dumnezeul care vrea recuperare, Dumnezeul care vrea să ridice poporul lui, a văzut că nu este nimica bun în noi, a văzut că suntem neajutorați și nu ne putem ajuta. Și ca atare, Efeseni capitolul 2, versetul 1, 2 și 3, Apostolul Pavel ce spune? Noi eram cum? Muribunzi, morți în păcatele noastre, morți în păcatele noastre. Oricât am încercat, oricât am încercat să facem, să dregem, să facem un anumit lucru, nu funcționează și nu a funcționat înaintea lui Dumnezeu. Și ca atare, deschideți împreună cu mine la Noul Testament, unde cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 5, versetul 6, începe în felul următor. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Drumul recuperării, iubiți frați și surori, nu are prea mult de a face cu noi. And this is in Calvinism.
nu este un calvinism, este ceva biblic. Drumul recuperării n-a început cu Leonard Semenea și nu începe cu tine. Nu este puterea și tăria mea care îmi dă drumul recuperării. Nu este reorientarea mea, că și păcatele și trezirea mea este inadecvată înainte lui Dumnezeu. Nu este perfectă, dar se întâmplă ceva atunci când mă pocăiesc. Se întâmplă ceva atunci când te pocăiești. Este o putere care vine de sus, de la Dumnezeu. Și Dumnezeu vede starea mea muribundă, starea mea moartă, starea mea fără de putere. Și îmi dăruiește ceva. Îmi dăruiește darul acela minunat despre care s-a vorbit azi dimineață. Și care e darul acesta? Darul credinței. Care vine în viața mea și începe să miște inima mea. Observați tot la Romani, capitolul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el, prin unul singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ascultarea unui singur om nu este altul decât omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos care este agentul recuperării noastre. Dragul meu, dacă te afli astăzi în biserică, pe drumul acesta numit drumul recuperării, și în inima ta și în mintea ta te gândești, Doamne, nu vreau să fac niciun pas pentru că încă sunt insuficient de bun. Încă nu sunt destul de bun pentru a merita harul tău. Diavolul de multe ori spune, auzi, știi ce? Încă n-ai postit destul. După ce încearcă să te convingă că ești prea păcătos și nu meriți mântuirea, nu meriți harul, nu te poți schimba, nu te poți transforma și esuiază cu aceasta, pentru că auzi mesajul Evangheliei și Dumnezeu este bun și milos, este acel care se ocupă de darul acesta de a prezenta un dar al amânării. Nespus, s-au spus greșit, dar. Darul în care vei spune, auzi, Doamne, știi ce? Aștept până altă ocazie. Aștept până o să fiu mai decent. Aștept până citesc mai mult din Biblie. Aștept până... Până anunță frații că o să fie botez. Aștept până când o să îmi pice un semn undeva, pun un semn și dacă nu se întâmplă semnul acesta, nu sunt gata. Aștept până spun părinții ceva, aștept până spun colegii ceva, aștept până spune cineva ceva. Drag frate și soră, dragi prieteni, nu aștepta astfel de semnuri, astfel de semne. Nu aștepta. De ce? Că nu vine. Cuvântul lui Dumnezeu spune, câtă vreme se zice astăzi, nu-ți împietri inima. Vrei ca pocăința ta să fie perfectă? Slăvit să fie Domnul, și eu vreau. Și trebuie să fie cât de perfectă posibilă. Dar dacă ne vom baza pe eforturile noastre și pe faptele noastre ca pocăința noastră să fie perfectă, vom greși amarnic. Dumnezeu este acel care procedează la operația aceasta în inimă. Întoarceți împreună cu mine la Ezechiel, capitolul 36, versetul 26, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. De fapt, începând cu versetul 25, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Cine face curățirea aceasta? Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele.
Cine face lucrul acesta? Domnul și Dumnezeul nostru. Dar de ce are nevoie? Are nevoie să ne plimbăm încă 100 de ani în jurul muntului Seir ca să ne venim în fire? Dacă nu ne-am venit în fire în 40 de ani, o să ne venim în fire niciodată prin puterea noastră. Dar există un decret din partea lui Dumnezeu și, dragul meu, pentru tine, decretul poate să fie seara aceasta, în care Domnul spune, nu Leonard, nu fratele Lazar, nu fratele Dorin, nu ceilalți frați păstori, nu. Este unul care se numește Domnul. Și când Domnul rostește un cuvânt în care spune, ajunge, ajunge. Este momentul când suntem primiți înaintea lui Dumnezeu, este ușa numită ușa Harului. Este ușa care se deschide. S-a deschis pentru un insultaș romani, pentru unii din mai mari romanilor, când apostolul Pavel a predicat Evanghelia și a spus, cât de lezne ai vrea să mă faci și pe mine, creștin? You see, that was the moment. That was the time. A fost momentul și a fost timpul pocăinței. Pentru poporul Israel, Moise a înțeles bine glasul Domnului. Știți cât timp a așteptat Moise pentru acest glas? Moise a fost evreu, a avut de-a face cu Dumnezeu. În Numeri, capitolul 14, a negociat cu Dumnezeu. Și a spus, și știți ce s-a folosit? S-a folosit de slava numelui Său. A zis, Doamne, neam din mine, ce o să zică popoarele acestea? Și apoi i-a adus aminte, nu că Dumnezeu a uitat, dar i-a adus aminte de ce în inima lui Moise, că Moise în sfârșit a început să se califice ca un rob al lui Dumnezeu și a spus, Doamne, cu altă ocazie, mai bine șterge numele meu din cartea vieții decât numele tău să fie blasfemat înaintea poporului. Dragii mei, știți că Petru a păcătuit? Știți că a fost trădător? Știți că s-a lepădat de Domnul cu jurământ? Cursed! Traducea în limba engleză. Cursed! Nu știu! Nu știu pe omul acesta! Trei oare nu știu! Deși a văzut cum umblă pe apă, deși a fost atât de aproape de Domnul, deși a spus Domnului, Doamne, toți aceștia, chiar dacă toți ți-ar părăsi, eu sunt gata să mă duc cu tine până la moarte. Știți că și Iuda l-a trădat? Singura diferență a fost că unul a făcut-o pentru bani și altul a făcut-o să-și scape viața. Trădare, trădare. Unul cu un sărut sau mai multe sărutări și altul cu cursing, cu jurăminte, că mă lapă de tine. Care a fost diferența? Amândoi au regretat. Amândoi au spus, unul plânge amar și se sinucide, altul plânge amar și este recuperat. Care a fost diferența în aceste vieți, dragilor? Știți care a fost diferența mare? Iuda a făcut ce a făcut pentru interes personal. And he could care less about the Son of God. Să stai 3 ani jumătate și să nu-ți pese de Fiul lui Dumnezeu. Petru a făcut-o să-și scape pielea, dar a iubit. A iubit. A iubit pe Dumnezeu. A iubit pe Fiul lui Dumnezeu. L-a iubit pe Iisus Hristos. De aceea, când îl recuperează, când îl reabilitează Domnul, în drumul recuperării, spune, Simone, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, știu, știi că te iubesc. Și apoi îl întreabă, Simone, mă iubești pe mine mai mult decât aceștia? În alte cuvinte, Simone, tu m-ai spus că
până la moarte, indiferent de aceștia. Și ce spune? Doamne, înaintea ta sunt o carte deschisă. Știi că te iubesc. Dă-mi harul recuperării. În seara aceasta, dacă vrei să se spună despre tine și dacă vreau să se spună despre mine, ajunge ocolul tău. Ajunge durerea ta. Ajunge neclaritatea ta. Ajunge ispita ta. Nu încerca să spui că voi lua 10 zile de post și apoi o să fiu pregătit, că nu vei fi pregătit nici atunci. Nu că e rău să postezi 10 zile, nu. Nu că e rău să te rogi, nu. Nu că e rău să iei hotărâri înainte lui Dumnezeu, nu. Dar nu mă pot baza pe ele. Mă pot baza pe un singur lucru, pe harul cel mare al lui Dumnezeu, care îl dă tuturor care îl iubesc pe Fiul Său, Iisus Hristos. Vrei să scapi de păcat? Vrei să scapi de patimă? Vrei să intri în țara făgăduită, în Canaan? Acolo ți se va verifica inima. Și acolo mi se va verifica inima mea. Și mă va măsura Dumnezeu și mă va întreba, dar l-ai iubit pe Fiul meu, Iisus Hristos? Ai fost gata să te port pe drumul recuperării, Leonard? Da, știu că șchiopătești și știu că trebuie să înveți bine. Dar atunci când încep să înveți bine, atunci când încep să fii transformat, nu uita că este harul meu, dragii mei, atunci când m-am mântuit, la vârsta de 14 ani, m-am mântuit pentru că mi s-a dat har. Care v-ați mântuit acum 10, 20, 30 de ani? V-ați mântuit că ați făcut ceva? Nu. Ne-am mântuit pentru că ni s-a dat har. Și învăț, rog pe worship team să vină în fața aici. I-am rugat ca să cânte ultima cântare. Puteți să veniți acum. Iubiților, dacă astăzi stăm în picioare, dacă astăzi stăm în picioare, de ce stăm? E datorită meritului nostru? Sau e datorită harului care ne ține în Hristos? Care este? E datorită harului. În ziua aceea când vom muri, sau în ziua aceea când El și când trâmbița va suna și cei morți vor învia întâi și apoi noi cei vii îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh, în nori, ca să fim cu El de-a pururea, vom fi mântuiți în faza finală a mântuirii noastre. De ce vom fi mântuiți atunci? De ce? Datorită faptelor noastre? Că poate sunt într-un traffic jam atunci. Poate sunteți într-o stare mai neplăcută și vă prind cu nervii. Ne prinde cu nervii. Poate moartea ne prinde în nervi, ne prinde într-o stare în care nu ar trebui să ne prindă. Sau poate chiar ne prinde liniștiți și am rostit Psalmul 23. Oricât ne prinde rostind Psalmul 23, dacă faptele noastre bune sunt ca o haină murdară înaintea Domnului, cum merităm atunci să ne glorificăm și să fim glorificați înaintea Domnului Iisus Hristos? Merităm ceva? Nu. No. Ce ne mântuie în ziua finală? Harul Sfânt a Domnului Iisus Hristos. Iubitul meu, Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a murit pe cruce, Isaia îl descrie, spunând că acesta a fost ideea nu a romanilor, ci a fost ideea lui Dumnezeu Tatăl. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. În seara aceasta, nu credeți că merită Domnul să se bucure de lucrarea jertfei sale? Nu credeți că sufletul dumneavoastră în seara aceasta are nevoie de o încărcătură de har? Suntem biserică non-catholic, protestantă, care credem în sola Scriptura
și sola grația. Dar de multe ori sola grația noastră este doar un lip service to God and isn't true. De multe ori eu mă încred în faptele mele și spun, Doamne, nu sunt vrednic. Și Domnul spune, Leonard, este adevărat, nu ești vrednic. Dar nu vii la învon să te îmbraci în haina vredniciei tale. Vii la învon să te îmbraci în haina vredniciei Domnului Iisus Hristos. Și vrednic este mielul care a fost junghiat. În seara aceasta, Domnul te întreabă, vrei să auzi cuvintele, ajunge? Ajunge viața de păcat? Ajunge viața în care depindem de efortul nostru și nu putem? Nu-i timpul să experimentezi o putere supranaturală a pocăinței? Care se vede? Care se vede? Nu-i timpul ca Duhul lui Dumnezeu să intre în viața ta și să te facă o făptură nouă, pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă. Oh, God, I tasted this. I've drank it. I know it's good. It's good. Am gustat-o, am băut-o, știu că e bună. Știu că transforma, a schimbat viața mea, a transformat viața mea și după ce a transformat-o, a mai ratat-o încă o dată. Și încă de două ori, și încă de trei ori. Și am auzit din nou glasul Domnului, care a spus, Leonard, ajunge, ajunge, ajunge să nu mai te plimbi în dreapta și în stânga, nu mai te plimba la muzica străină, nu mai te plimba la programe străine, nu mai te plimba cu prieteni străini, nu mai te plimba în minciună, ci du-te înspre miază noapte, du-te înspre Dumnezeu, că e timpul să intri în Canaan, e timpul să primești slavă, cinste și glorie de la Domnul Iisus Hristos, pentru că e timpul să fii coregent cu El, nu corigent, ci coregent, în care vom domni împreună cu El. Un vechi predicator care a fost vânzător de sclavi negri, care a flirtat cu lumea diavolului în misticismul african, mergea pe corabii, făcând schimb de zahăr, de molasses, molasses and rum for slaves, într-o stare extraordinar de deplorabilă. A ajuns să audă cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a spus, Newton, ajunge. Nu mai ocoli insulele acestea. Am alt lucru pentru tine. Și după ce este recuperat de Domnul Iisus Hristos, pentru a încerca să convingă pe ascultătorii lui de mesajul harului divin al lui Dumnezeu, a scris o cântare care i-a caracterizat predica. Așa se făcea pe vremuri. Predicarea era mai complicată. Și cântările trebuia să explice predica, ca toți oamenii să o înțeleagă. Știți cum se intitula această cântare? Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit. De la moarte m-a scăpat. It was written in English. And I'm sorry, but it sounds better in English. You know why? Because it says, amazing grace. Amazing. Not deserving. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch. In inglese antica, classica, a wretch is a wretch. Un vierme, un nemernic. Unul neajutorat, cum îl descrie Romani, capitolul 5. That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aș vrea să ridicăm cu toți în picioare. Și pentru că fratele Lazar va pleca 2 săptămâni, am dorit ca să vină întâi fratele în față. Și până cu frații păstori ne vom ruga ca Dumnezeu să toarne peste el o îndoită măsură de har. O îndoită măsură de har! Pentru călătorie, pentru vestirea Evangheliei, pentru protecție, pentru sănătate, pentru binecuvântare. Nu pentru că o merită fratele, ci pentru că avem un Dumnezeu bun, care dă și nu-i pare rău. Și în timpul acestei cântări, care vom cânta cu toți împreună, dacă sunt alții care au nevoie de o îndoită măsură de har pentru viața lor. If you need grace in your life and tonight you'd like to give your life to Jesus Christ, vrei să-ți predai viața în mâna Domnului, fie pentru prima dată care va urma în botez nou testamental în scurtă vreme, fie că este o măsură de har de care ai nevoie și spui: Doamne, vreau măsură de har și vin să mărturisesc păcatul înaintea ta, ai milă de mine și iartă-mă. You see, Moses wasn't joking and God's not joking. Când el spune că ajunge, Domnul mi-a zis: va ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre miază noapte. Dacă este cineva în seara aceasta care vrea să se întoarcă înspre Dumnezeu, să primească harul de care are nevoie, puterea de care are nevoie și spune Domnului: Doamne, în seara aceasta nu mai depind de forțele mele, de puterea mea, ci vreau să depind de Tine și îmi pun viața de plin în mâna Ta. Vă rog să veniți în față în timpul acestei cântări și ne vom ruga și împreună cu dumneavoastră. Cântăm această cântare cu toții.